Vă salut, prieteni! Vă spun bun găsit și mă bucur să fim împreună și astăzi. Am pregătit pentru voi un material interesant despre stâlpul lui Ashoka din New Delhi, enigmaticul stâlp de fier care nu ruginește niciodată. Străjuind de milenii, neatinsă de rugină, în centrul moscheii Kuvat din Delhi, se află una dintre cele mai curioase și mai misterioase structuri din lume. Este vorba despre coloana lui Vishnu, supranumită coloana lui Ashoka sau stâlpul lui Ashoka. Potrivit legendei, a fost ridicată în cinstea zeului Vishnu, cel care ține lumea în mișcare. Se spune că dacă ar ațipi chiar și pentru o secundă, întreg universul s-ar prăbuși. Stâlpul lui Ashoka este renumit pentru compoziția rezistentă la rugină a metalelor utilizate în construcția sa. Cântărește peste 6 tone și se crede că a fost ridicat în altă parte, poate chiar în afara peșterilor Udayagiri și mutat în locația actuală la începutul sultanatului Delhi. Stâlpul lui Ashoka se află în curtea unui templu din New Delhi, India, în fața unei porți monumentale în stil arab. Cu o vechime estimată la 1600 de ani, acest stâlp are o înălțime de aproximativ 7 metri, fiind înfipt în pământ 93 de centimetri, un diametru de 42 de centimetri la bază și 32 de centimetri la vârf, iar greutatea sa este de aproximativ 6 tone, după cum indică rezultatele măsurătorilor publicate în revista InForSpace din Bruxelles. În popor se spunea că pentru a atrage norocul trebuie să stai cu spatele la stâlp și, aflat în această poziție, să îl cuprinzi cu brațele, astfel încât mâinile să se atingă. Această superstiție a dus cu timpul la tocirea și decolorarea porțiunii inferioare a stâlpului, astfel că autoritățile au fost nevoite mai nou să ridice un gard împrejurul său. Stâlpul este turnat dintr-o singură forjă, ceea ce pentru dimensiunile sale foarte mari reprezintă deja un indiciu al unei metalurgii avansate. Ceea ce a făcut însă ca acest stâlp să devină faimos în întreaga lume este faptul că el nu a ruginit absolut deloc niciodată, în ciuda influenței specifice a musonilor din acea regiune a Indiei. Acest stâlp de fier se menține intact pentru că aliajul din care este realizat are o compoziție extrem de complexă, care îl face să nu poată fi erodat nici măcar de poluare acidă. Până să fie definitivate analizele de laborator, cercetătorii au răscolit documentele antice. Pilonul lui Vishnu, datând din secolul al IV-lea, inițial a fost amplasat în Vishnupadagiri, care în traducere înseamnă dealul pe care se vede urma piciorului lui Vishnu, loc situat la tropicul racului. Este supranumit stâlpul lui Ashoka după numele unui suveran care își făcea cunoscute poruncile prin afișarea lor pe coloane puse în locuri publice. Dar acest monument, care are în vârf simbolul chakrei, s-a dovedit a nu fi totuși așa de vechi, experții estimând că datează din timpul domniei împăratului Vikramaditya, anii 375 și 414 ai erei creștine. Cu aproximativ 1000 de ani în urmă, a fost însă mutat în locația actuală, în centrul moscheii Kuvat din Delhi. Pentru cercetători, rămâne un mare mister faptul cum a fost transportat. Conform legendelor, pilonul, a cărui umbră arăta în dimineața solstițiului de vară, pe 21 iunie, direcția urmei divine întipărită pe o stâncă, făcea parte dintr-un străvechi observator astronomic indian. Publicistul francez Jacques Cournot a prezentat un studiu metalurgic de specialitate, a cărui concluzie afirmă că trebuie să ne explicăm inalterabilitatea acestui material numai printr-o puritate excepțională, a cărei realizare este inaccesibilă celei mai avansate tehnici pe care o avem astăzi. Cu toate acestea, enigma stâlpului nu este încă nici pe departe rezolvată, întrucât analizele metalurgice au arătat că materialul stâlpului are totuși o eterogenitate neașteptat de mare,
carbon 0,15%, fosfor 0,18%, siliciu, cupru, nichel în doze infime, dar și oxizi de fier, care ar fi putut, conform științei noastre, să conducă inevitabil la amplificarea reacțiilor de oxidare. Cine și cum a construit acest stâlp de fier într-un mod pe care tehnologia actuală nu îl poate reproduce? Am fi spus că indienii de acum 1600 de ani abia descoperiseră metalurgia. Conform anumitor analize realizate la Institutul Sri Maharshi din India, se pare chiar că tradiției vedice nu era străină nanotehnologia. Nevoiți să dea totuși o explicație convențională, oficialii spun că stâlpul a fost mereu uns cu ulei în urma repetatelor ritualuri, ceea ce l-ar fi ferit de rugină. Aceasta este însă o explicație absolut naivă, mai ales dacă avem în vedere faptul că stâlpul respectiv nu a fost nici integral și nici permanent acoperit cu ulei în cei peste 1600 de ani de când se află amplasat acolo. Iar pe de altă parte, dispozitivele contemporane ce conțin fier și lucrează mereu în baie de ulei sunt departe de a se bucura de o asemenea fiabilitate. Interesant este că atât în India cât și în Nepal există încă numeroase alte obiecte de cult care au aceeași enigmatică proprietate de a nu oxida absolut deloc. Deși exemplul stâlpului lui Ashoka a fost poate ceva mai mult mediatizat, au fost descoperite însă obiecte foarte complexe de metal care sunt cu mult mai vechi și mai enigmatice decât acest stâlp, vechimea lor fiind estimată la sute de mii sau chiar milioane de ani, în perioade când, conform istoriei oficiale, pe Pământ nu exista viață inteligentă, iar omul nici măcar nu apăruse. Faptul că, deși confecționat din fier, stâlpul nu este atacat de rugină, a iscat tot felul de presupuneri. Rezistența la coroziune a columnei metalice este cu atât mai uimitoare, cu cât clima zonei în care se află este foarte umedă. Multă vreme, monumentul a fost numit Stâlpul lui Ashoka. Ashoka a fost un mare împărat, care a domnit peste aproape întregul subcontinent indian și a rămas cunoscut pentru reformele sale. Pentru a face cunoscute supușilor edictele emise, împăratul Ashoka a dispus plantarea, pe tot cuprinsul imensei împărății, a sute de stâlpi de metal, pe care erau gravate textele legislative. Numai că stâlpul acesta de fier nu datează din epoca lui Ashoka, ci a fost confecționat ulterior, în jurul anului 400, la porunca unuia dintre regii Gupta. A fost așezat inițial în zona grotelor Udayagiri, dar în anul 1233 a fost extras, deplasat și repoziționat acolo unde se află și astăzi. Dacă oamenii de rând au vehiculat tot soiul de păreri superstițioase cu privire la imunitatea față de rugină a vestitei coloane de fier, nici pasionații de paleoastronautică nu s-au lăsat mai prejos. S-a afirmat astfel că stâlpul ar fi fost opera unor superinteligente ființe sosite din cosmos, că fierul din compoziția sa ar avea o puritate excepțională și că monumentul ar avea peste 4 milenii. Stilul în care a fost făurit monumentul, precum și inscripțiile pe care le poartă, infirmă ipoteza unei vechimi multimilenare. S-a mai vorbit și despre procedee tainice, mulțumită cărora fierarii din vechime puteau obține un fier rezistent la ruginire. Este o ipoteză ceva mai plauzibilă decât făurirea stâlpului de către extratereștri. Existența unor alte forme de viață în imensitatea universului nu poate fi în niciun caz exclusă ca posibilitate, dar prezența extratereștrilor la făurirea coloanei inoxidabile nu poate fi admisă în lipsa unor strașnice dovezi. Explicațiile privind stâlpul străvechi care nu ruginește sunt altele. Oamenii de știință au constatat că metalul din care este construit stâlpul din Delhi nu este nici pe departe unul pur,
nu este nici vreun fel de aliaj deosebit. Alături de fier, cu o puritate de 98%, sunt prezente o mulțime de impurități: cuprul, nichelul, carbonul, cromul, fosforul. Secretul stâlpului de fier inoxidabil stă tocmai în existența unora dintre impurități și cel mai mult în prezența fosforului. Practic, suprafața stâlpului este acoperită de către o micropeliculă protectoare, care s-a format sub influența cumulativă a mai multor factori, printre care cantitățile sporite de fosfor existente în compoziția materiei prime, prezența zgurei și a oxizilor de fier nereduși, precum și, lucru total neașteptat, existența unor condiții atmosferice caracterizate printr-o umiditate crescută. Stâlpul poartă o serie de inscripții de date diferite, dintre care unele nu au fost studiate sistematic, în ciuda locației proeminente a stâlpului și a accesului ușor. Cea mai veche inscripție de pe stâlp este cea a unui rege numit Candra sau Chandra, identificat în general ca împăratul Gupta Chandragupta al II-lea. Scrierea antică este păstrată bine datorită fierului rezistent la coroziune pe care este gravată. Cu toate acestea, în timpul procesului de gravare, fierul pare să se fi închis peste unele lovituri, făcând unele litere imperfecte. Conține versuri compuse în limba sanscrită. Este scris în varietatea estică a scriptului Gupta. Textul are unele abateri neobișnuite de la ortografia sanscrită standard. În 1831, ofițerul Companiei Indiilor de Est, William Elliot, a făcut un facsimil al inscripției. Pe baza acestui facsimil, în 1834, James Prinsep a publicat o litografie în jurnalul Societății Regale Asiatice din Marea Britanie și Irlanda. Cu toate acestea, această litografie nu a reprezentat corect fiecare cuvânt al inscripției. Câțiva ani mai târziu, inginerul britanic T.S. Barth a făcut o impresie cu cerneală a inscripției. Pe baza acestui fapt, în 1838, Prinsep a publicat din nou o litografie îmbunătățită în același jurnal, cu citirea scenariului și traducerea textului. 10 ani mai târziu, Bhagwan Lal Indraji a făcut o altă copie a inscripției pe o cârpă. Pe baza acestui exemplar, Bau Daji Lad a publicat un text și o traducere revizuite în 1875 în Journal of Bombay Branch al Royal Asiatic Society. Această lectură a fost prima care a menționat corect numele regelui ca Chandra. În 1945, Govardhan Rai Sharma datează inscripția în prima jumătate a secolului al V-lea după Hristos, pe motive paleografice. El a observat că scenariul său era similar cu scrierea de pe alte inscripții din epoca Gupta, inclusiv cele descoperite la Bilsad, Baigram și Kaanum. În anul 2005, R. Balasubramaniam a remarcat faptul că personajele inscripției din Delhi seamănă foarte mult cu inscripțiile datate ale lui Chandragupta al II-lea, găsite la Udayagiri din Madhya Pradesh. Numele Candra de pe stâlpul de fier din Delhi este considerat a reprezenta Chandragupta al II-lea. Identitatea acestui rege și, prin urmare, data stâlpului a făcut obiectul multor dezbateri. Diferitele puncte de vedere despre identitatea emitentului au fost asamblate și analizate într-un volum editat de M.C. Joshi și publicat în 1989. Regele este acum în general identificat cu regele Gupta Chandragupta al II-lea. Această identificare se bazează pe mai multe puncte: scenariul și stilul poetic al inscripției, care indică o dată la sfârșitul secolului al IV-lea sau începutul secolului al V-lea, care este perioada Gupta. Inscripția îl descrie pe rege ca un devot al zeului Vishnu și înregistrează ridicarea unui dvaja, care se traduce prin standard sau stâlp al lui Vishnu, pe un deal numit Vishnupada, dealul amprentei lui Vishnu.
alte inscripții Gupta îl descriu și pe Chandragupta al doilea ca pe un Bhagavata, devotat al lui Vishnu. Numele locurilor menționate în inscripție sunt de asemenea caracteristice erei Gupta. În timp ce stâlpul a fost cu siguranță folosit ca trofeu în construirea moscheii Kuvatul Islam și a complexului Qutb, locația sa originală, fie pe situl în sine, fie din altă parte, este încă dezbătută. Conform inscripției regelui Chandra, stâlpul a fost ridicat la Vishnupadagiri sau Vishnupada. În 1898, J.F. Fleet a identificat acest loc ca Mathura, datorită apropierii sale de Delhi, locul găsit al inscripției, și reputației orașului ca centru de pelerinaj Vaishnavite. Cu toate acestea, dovezile arheologice indică faptul că în perioada Gupta, Mathura a fost un centru major al budismului, deși este posibil să existe Vaishnavismul acolo. Mai mult, Mathura se află în câmpii și conține doar câteva dealuri și movile mici. Nu există niciun adevărat giri sau deal în Mathura. Pe baza similarității paleografice cu inscripțiile datate din Udayagiri, iconografia din epoca Gupta, analiza metalurgiei, dar și alte dovezi, Mira Das și R. Balasubramaniam au teoretizat în 2004 că stâlpul de fier a fost inițial ridicat la Udayagiri. Potrivit acestora, stâlpul, cu o roată sau un disc în partea de sus, a fost inițial situat la peșterile Udayagiri. Această concluzie s-a bazat parțial pe faptul că inscripția menționează Vishnupadagiri. Vishnupadagiri, adică deal cu amprenta lui Vishnu. Această concluzie a fost susținută și elaborată de Michael Willis în Arheologia ritualului hindus, publicat în 2009. Punctul cheie în favoarea plasării stâlpului de fier la Udayagiri este că acest sit a fost strâns asociat cu Chandragupta și venerarea lui Vishnu în perioada Gupta. În plus, există tradiții bine stabilite de exploatare și prelucrare a fierului în India centrală, documentate în special de stâlpul de fier de la Dar și de nume de locuri locale precum Lohapura și Lohanjipir. Se știe că regele Delhi, Iltutmish, a atacat și a demis Vidisha în secolul al XIII-lea și acest lucru i-ar fi dat posibilitatea de a scoate stâlpul ca trofeu la Delhi. La fel cum conducătorii Tugluk au adus stâlpii Asokan la Delhi în anii 1300. Dacă enigmaticul stâlp continuă să rămână învăluit în mister din cauza provenienței sale, despre Ashoka, 304-232 înainte de Hristos, istoria ne spune că a fost nepotul lui Chandragupta. A fost al treilea și cel mai mare conducător al Imperiului Maurya. A dus Imperiul la extindere maximă, cucerind nenumărate ținuturi, printre care și regiunea Kalinga, estul Indiei, cucerită după o bătălie extrem de sângeroasă, în urma căreia au murit peste 100.000 de oameni. O legendă spune că apele râului Daya, de lângă câmpul de luptă, s-au înroșit de sânge. Ashoka era hindus, dar după această bătălie a ridicat principiul non-violenței, ahisma, și s-a convertit la budism. Potrivit unei povești de pocăință, care seamănă cu cea a bunicului său, care s-a convertit la jainism, Ashoka avea remușcări din cauza distrugerilor și vărsării de sânge din războiul din Kalinga, renunțând la violență și îmbrățișând modul de viață pașnic al budismului. De altfel, el a sprijinit și a consolidat budismul făcându-l o religie puternică prin mai multe mijloace. De exemplu, a dat edicte prin care dădea drepturi budiștilor. A construit mai multe stupe sau sanctuare pentru a păstra relicvele budiste. A construit în toată India stâlpi de piatră inscripționați cu mesaje de ordin moral și religios pentru popor. A construit numeroase temple budiste, printre care se numără și templul Mahabodhil. A convocat al treilea conciliu budist, la care a participat în calitate de monah, conciliu organizat pentru a remedia problemele dogmatice de ordin monahal. A trimis de asemenea misionari budiști în Asia de Sud-Est, Sri Lanka, Asia Centrală, Nepal, Bangladesh,
chiar și în unele regate elenistice. Ashoka a murit în anul 232 înainte de Hristos și a rămas în istoria Indiei și istoria universală de altfel ca unul dintre cei mai corecți și mai iubiți monarhi din istorie. Dragi prieteni, atât pentru astăzi. Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Până data viitoare, numai bine, pe curând!